În anul 1990, doamna Marioara Murărescu îmi propune să vin ca membru al echipei Tezaur Folcloric, dar eu fiind o persoană provincială, să zic așa, mi-a fost greu să mă mut cu domiciliu, cu familia în București. Am venit în anul 2003 ca și colaborator o perioadă, după aceea redactor, iar în anul 2006 am devenit producătorul emisiunii Tezaur Folcloric până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că este o profesie pentru care cred că am fost nu neapărat aleasă, ci o profesie care mi s-a potrivit foarte bine temperamentului meu, dorinței de a veni în sprijinul acelora care doresc să fie promovați la televiziunea română. Iubesc ceea ce fac și atât cât voi fi aici, că voi fi până mâine, până poimâine, totul se va petrece cu gândul că televiziunea română rămâne acel loc al marilor întâlniri. Îi urez să aibă tinerețe fără bătrânețe.